Se poate în nenumărate alte feluri, dar înseamnă tot asta. Cuvintele pot fi foarte bine alese, dar nu sunt esențiale. Esențiale e ce în spatele. Și Smart and Right, oricum l-am traduce, înseamnă unul și același lucru. Înseamnă dinamism, înseamnă încredere și înseamnă un alt fel de timp. Înseamnă că în sfârșit putem intra cu ajutorul acestor oameni într-un timp contemporan cu Europa și cu Occidentul în general. Ce gândește și ce face Occidentul, cu ce fac și gândesc în Occident, oamenii care fac până la urmă. Și economia, și viața publică, și cultura, și viața socială. Asta înseamnă Smart and Right. Nu înseamnă că totul se reduce la două cuvinte și numai la astea două cuvinte, la aceste două cuvinte. Important e ce înseamnă.